mâncarea după masă, îngrijitul familiei, copiii, nu să reamensi, să vrei mergi. Atât. Și deodată ne așteptăm că ne mutăm în cer. Acum, ce ar trebui făcut? Matei 6:13. Căutați mai întâi de toate împărăția. Spune în contextul care spune, nu vă îngrijorați de ce mâncați. Nu vă îngrijorați de ce vă îmbrăcați. Asta neamurile le caută. Uitați-vă la crin. Vede ce haine le-a dat Dumnezeu. Adică nu se apă Dumnezeu grijă de tine să-ți dea o haină. Trebuie să-ți plice frumoasă, fie nobilă, simplă, după în armonie cu principiile cerului. Lateral, așa că nu poți să umbli altfel decât îmbrăcat. Așa decât cu păcatul, trebuie să ne îmbrăcăm. Nu? Numai oamenii care își pierd mintea pot să iasă dezbrăcați pe stradă. Cu tot, nu? Așa că un creștin adevărat e nobilă credința aceasta. Dar nu aia e miezul. Nu mâncarea, nu slujba, nu. Dumnezeu ne dă. Dacă muncim, nu? E corect. Nu ne pică. Nu zice, de la furnică nu ne șură. Dar nu asta e miezul vieții, nu asta e totul vieții. Totul este Dumnezeu. Și colateral, suntem serioși în lucrul pe care îl avem de făcut vremenii. Dar cu mintea la Dumnezeu, cu mintea în cer, gândiți-vă la lucrurile de sus, spunea Pavel, Coloseni 3:2. Nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Lui. Căutați lucrurile împărăției și neprihănirea Lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Proverbele 2:2. Dacă vei lua minte la înțelepciune, dacă vei pleca în inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul, cum umblă cineva după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința de Dumnezeu. Frica de Domnul înțeleasă ca uimire în fața dragostei Lui, care te face să trăi la frumuseții Lui, care nu îți răspunde pe merit, ci prin har, care te ajută, care te iartă. Uimirea aceasta, care schimbă viața omului. Dar când o găsești? Numai când o căutăm. Vom crește, Scriptura, volumul 2:264. Dacă mintea va fi continuu ocupată cu lucrurile spirituale, dar numai a te ruga pentru aceasta și cu privire la aceasta, nu va satisface nevoia sufletului. Tu trebuie să-ți obișnuiești mintea să se concentreze asupra lucrurilor sfinte. Exercițiul aduce putere. Mulți dintre cei ce vorbesc ca creștini au șansă să piardă ambele lumi. Nu? Ambele lumi. Ce mai este o frază interesantă? A fi jumătate creștin și jumătate lumesc înseamnă a fi, hai, matematica lui Dumnezeu. 1% creștin și restul lumesc. Deci în cazul unui fericit în care a fi jumătate la 100 creștin, 50% creștin. Ceea ce dacă ne-am examinat, atent, nu știu. Și dacă am fi, în realitate, cât suntem creștini? 1%. Mintea trebuie educată și disciplinată să iubească curăția. Iubirea trebuie să fie încurajată pentru lucrurile spirituale. Dacă vrei să crești în harul și conștiința adevărului, dorințele de bunătate și sfințenie sunt în stare bună, în măsura în care sunt active. Dar dacă se opresc doar la dorințe, nu folosesc la nimic. Planurile bune sunt binevenite, dar se pot dovedi de niciun folos dacă nu sunt aduse cu hotărâre la îndeplinire. Mulți vor fi pierduți în timp ce speră și doresc să fie creștini. Dar nu fac, nu așa băieți? Nu fac nici un efort spiritual. Nu fac. La toți ni se potrivește deopotrivă. Care e efortul? Care e zbaterea inimii noastre după Dumnezeu? Nu te aștepta că te zgâlție Dumnezeu, că probabil că nu va face niciodată. Dumnezeu e un susur blând. Deci că a venit un cutremur, Dumnezeu nu era cutremur.
Aveți un foc, îl vârtești năvrastic. Nu să nu vrea. Dumnezeu te invită. Dacă începe să-ți pese, dacă năzuiești după Dumnezeu, dacă te oftici că n-ai și cauți, Dumnezeu răspunde. Dar dacă nu-ți pasă, dacă jertfa lui nu-ți pasă, dacă n-are nicio reflectare în inima ta, ce să facă? Zice că nu mai are în arsenalul dragostei lui nici un alt argument. Nu știe ce să nu mai facă. Ne-a îmbătat mecanismul păcatului. Ne-a obosit, ne-a distrus capacitățile afective. Și nu mai știe ce ne-a dorit. Frații mei, Dumnezeu ne iubește. Dar nu poate să ne salveze cu forță. Zice, mulți se vor pierde în timp ce speră și doresc să fie creștini. Nu sunt împotrivitori pe față. Dar nu sunt cu totul. Zice, nu fac nici un efort serios. De aceea vor fi cântăriți în balanță și găsiți ușor. Voința trebuie exercitată în direcția cea bună. Eu vreau să fiu un creștin sincer, scrie autoarea. Vreau să cunosc lungimea, înălțimea, adâncimea, iubirii desăvârșite. Ascultă la cuvintele lui Iisus, ferice de cei flămânzi și setați supără hrănire, că cei vor fi săturați. Hristos a făcut provizii bogate în a satisface această foame spirituală. Nu? Asta este. Domnul Iisus își dorește să răspundă dacă chiar începem să-L căutăm. Și anume aceste gânduri decupate dintr-o scrisoare scrisă pentru un tânăr de 19 ani. Zice că acest articol se numea De ziua ta de naștere. Nu prea știu. Mă gândesc că așa l-au fi bucurat sau l-au fi văzut pe gânduri. Face tânăr. Tânărul acesta venise, stăduse în casa White pentru câteva săptămâni și acum se retrăgea pentru că avea alte treburi și urma să plece. Se pare că deja plecase în călătorie. Și profeta îi scrie această scrisoare chiar în ziua în care el împlinea 19 ani. Și spune, a fost o plăcere să te avem în mijlocul nostru o vreme, știi, dar ce faci cu viața ta? Poate că nu avem 19 ani, avea peste 30, peste 60. Fiecare, sau alții n-au împlinit, nu? 19 ani. La toți ni se potrive. Ce facem cu viața noastră? Dacă niciun efort, atunci niciun rezultat. Simplu. Nu că prin efort s-ar câștiga mântuirea. Totul e un dar. Dar dacă nici măcar nu ne interesează darul, un efort, măcar să aflăm despre el. Să vedem cum îl putem primi. Zice, elementul curat al iubirii va dezvolta sufletul pentru realizări mai înalte, pentru creșterea cunoștinței spre lucrurile divine. Așa că el nu va fi satisfăcut cu puțină plinătate. Mulți creștini pretinși n-au simțământul puterii spirituale pe care ar putea o dovedi dacă ar fi tot atât de ambițioși, zeloși și stăritori să câștige cunoștința despre lucrurile divine, precum sunt spre a obține lucrurile fără valoare și pieritoare ale acestei vieți. Mulțimile de oameni care mărturisesc ca fi creștini se mulțumesc să fie pitici spirituali. Am găsit o poză interesantă de dimineață, dacă am văzut care cumva să proiectăm, ne puteam da seama așa, cam la ce s-ar pitici spiritual. A fost prin cheltuiala Cărții Recordurilor, organizația numită Cartea Recordurilor, a fost făcut o întâlnire interesantă. Doi oameni s-au întâlnit, nu mai știu în ce locație, și unul era mare și unul era pitic. Cel mare avea 2,46 m, și era turc. Cel mic era chinez și avea 73 de centimetri. Și stăteau pozați unul lângă altul. Ăsta mic ajungea cumva cu mâna ridicată până la capătul de sus a bastonului celui mare. Deci, nu cum atârna mâna celui mare, nu? Era așezată pe un baston și așa, un deget îl prinsese ăsta mic pe la mare, de mână. Nu, ce să zic, cel mic era puțin mai înalt decât era de lung pantoful celui mare.
pitici spirituale, să revenim la noi. Dacă ne-ar face o poză înger, Doamne, dincolo de ce spun eu în clipa aceasta, cum o-i arăta eu în față, Doamne? Deci, uite, copiii mei atât au încurcat socoteala pe lumea aceasta, că s-au involuat așa, s-au pipernicit, zice. Că au ajuns așa, niște centimetri. Nu. Cu un asemenea om, Dumnezeu poate să facă lucruri strălucite. Nu mai insistăm astăzi. Lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne conducă mai departe în dorința noastră de a veni la El cu seriozitate și cu interes. Încheiem, deci, cu aceste gânduri de final. Educă-ți mintea să-i placă Biblia, să-i placă adunarea de rugăciune. Mă aștept că vineri seara viitoare vom fi în proporție de 95% dintre cei prezenți astăzi, în această clipă, aici, ca să fim la adunarea de rugăciune împreună. Educă-ți mintea, nu aștepta că cine predică sau cine ce spune sau ce se întâmplă. Dacă alegem, dacă ne pasă, putem să primim din partea lui Dumnezeu, pentru că ajutorul ne va fi dat. Dacă alegem să nu ne pese, nu vă treziți, nu vă așteptați că Dumnezeu va cutremura casa la 8,6 pe scara Richter, ca să ne zgânțe bine, să ne propunem să facem ceva. Să putea să nu se întâmple nimic. De la sine, nimeni nu pornește natural. Zice să ne educăm mintea. Îi scria lui tânărul ăsta, cu fiecare zi ce trece, distanța între tine și Dumnezeu crește. Întoarce-te voluntar. Adică întoarce-te spre El, nu fă pașii, că nu poți să-i faci. Te ia El, te duce, te ridică. Numai vrei? Deja deveni parte să mă iertați. Dumnezeu să ne ajute. Să nu ne jucăm cu propriile noastre suflete. Pentru că suntem prețioși. Suntem salvați cu sânge cerețe. Cu sângele Domnului Hristos, care de-abia așteaptă să ridice inima noastră în starea noastră de adormire, să zicem așa, spirituală, de letargie, la o stare de efervescență, de bucurie a lucrurilor cerești și de utilitate maximă într-o ramă sau alta a slujirii noastre în societatea care trăim. Amin.